Primăria Târgu Jiu s-a înscris și în acest an la cea de-a treia ediție a competiției Orașul Reciclării. Premiul cel mare va consta în amenajarea unui parc tematic, un spațiu inedit de relaxare amenajat cu mobilier realizat din deșeuri reciclabile în valoare de 12.000 de euro, iar pentru aceasta se vor duela 46 de orașe din țară. Concursul a început pe 1 ianuarie și se termină pe 30 iunie. Astăzi, Liga Studenților UCB, reprezentanții primăriei și cei ai societății Polaris au împărțit cliente în centrul orașului pentru a informa cetățenii despre importanța reciclării selective. Așa, acasă am început mai de mult să separ plastice de departe, hârtia de o parte. De ce credeți că e important să facem lucrul ăsta? Păi e important că din aceste materiale plastice se pot face alte piese, alte produse. Și susținem și mediul înconjurător. Da, sigur. Cetățenii cred că este o acțiune benefică. Ne-am apucat să și studiem pliantele date de fete și acasă, cum a spus și domnul, tot la fel, sticlele de plastic separat, aluminiu și toate astea. Avem, deci, la container, la gunoiere avem și le punem fiecare la locul. Deci începem să conștientizăm importanța reciclării. Să devenim europeni. Conform reprezentanților societății Polaris, în municipiul Târgu Jiu se împart 19.000 de saci galbeni pe lună pentru a fi colectate cât mai multe deșeuri reciclabile. Dintre aceștia, 8.000 de saci ajung la depozitul ecologic.